Nu este vorba de munci de sezon, țin să precizeze reprezentanții instituției, și nici de posturi la stat, pentru că aproape toate vin din partea întreprinzătorilor privați, care caută de la ingineri și medici până la muncitori necalificați. Dintre ele, cele mai multe sunt în construcții, unde patronii din întreaga țară se plâng continuu că n-au pe cine să angajeze, care să știe cât de cât meserie. Deci sunt societăți care vin și ne contactează pentru a angaja pentru Sibiu, pentru Iași, pentru Bacău, pentru Bistrița și așa mai departe. Cursurile de formare care au loc la sediul instituției se axează mai mult pe construcții. Dar, mai spune directorul, după ce termină, majoritatea pleacă din județ. Totodată vă informez că avem un număr de 182 de locuri la cursuri de formare profesională în meserii ca zidar, ospătar, electrician auto, lucrător în comerț, tâmplar, confecționer, frizer. În același timp, în Botoșan sunt aproape 4.000 de oameni înregistrați ca șomeri.